Strange Kind of Woman, ciudat fel de femeie, cu grupul Deep Purple. Piesa figurează pe noul album Fireball, Minge de Foc, numai în versiunea americană a acestui nou LP al grupului Deep Purple. Și acum la grupul Black Sabbath și noul lor album intitulat The Master of Reality, Maestrul Realității. Albumul se deschide cu o piesă care are un înțeles profund. Sweet leaf, dragă sau dulce frunză. E vorba de o dragoste, o dragoste, bineînțeles, în sens abstract, spiritualizat, între un om și o frunză. Căci, spune îndrăgostitul, frunzei îi datorez faptul că mi-am înțeles conștiința mea. Te iubesc, frunză, deși tu nu mă poți auzi. Oamenii sunt obișnuiți să te ia în șuturi când îngălbenești și cazi jos, dar tu mi-ai dat mie o nouă încredere și o nouă credință. Și cât de curând lumea te va iubi pe tine, dragă frunză. Sweet leaf, Black Sabbath. Yeah.
Sweet Leaf, dragă frunză, piesa care deschide noul album al grupului Black Sabbath, album care poartă titlul Master of Reality, maestru al realității. Și într-adevăr, grupul se arată și arată maestria în ceea ce privește observația asupra lumii înconjurătoare, asupra realităților lumii noastre de astăzi. Iată piesa care continuă albumul, se intitulează After Forever, după, pentru totdeauna, pentru eternitate. Este în fond o descriere și o încercare de pătrundere a ceea ce se întâmplă în eternitatea existenței de după moarte, dacă o asemenea existență ar fi într-adevăr atinsă, într-adevăr ar exista. After Forever se deschide printr-o suită de întrebări. Te-ai gândit vreodată asupra sufletului tău? Poate el să fie salvat? Sau poate te gândești că atunci când ai murit, pur și simplu stai în mormântul tău? Este Dumnezeu numai un gând care îți trece prin minte sau este El o parte integrantă a ta? Este Hristos numai un nume pe care tu l-ai citit în cărți atunci când ai fost la școală? Când te gândești la moarte, îți pierzi respirația ori te păstrezi calm, senin? Da, eu am văzut adevărul. Am văzut lumina care mi-a schimbat drumurile și, în orice caz, voi fi pregătit atunci când va veni sfârșitul, în timp ce tu vei fi singur și plin de teamă. Și, ca o concluzie, bineînțeles, este adusă ideea credinței în Dumnezeu și a realizării faptului că El este acela care este deținătorul destinelor oamenilor după ce aceștia și-au încheiat socoterile cu viața. After Forever, după, pentru eternitate, Black Sabbath.
Aici Radio Europa Liberă.